Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare au fost publicate de către Ministerul Educației și transmise către inspectoratele școlare. Elevii știu acum cât timp le-a mai rămas pentru a se pregăti suplimentar pentru concursurile la care vor să participe. Mai mult decât atât, unitățile de învățământ care vor găzdui astfel de concursuri sau faze ale olimpiadelor școlare vor începe pregătirile pentru o bună desfășurare a acestora. Elevii își pot face planuri cu privire la participarea la concursurile școlare care vor fi organizate de Ministerul Educației în acest an școlar. Acest lucru în contextul în care Ministerul a publicat calendarul cu data olimpiadelor și concursurilor. Înțeleg că ai participat anul trecut la Olimpiada de Protecție a Mediului. Spune-mi, te rog, de ce ai ales să participi la o olimpiadă? A fost o experiență frumoasă, am vrut să văd la ce nivel sunt, am făcut multe eforturi și foarte mari, m-am străduit să pot să particip, am luat și locul 2 la Olimpiada de Mediu. Spune-mi, te rog, vei mai participa și în acest an? Nu știu încă, ținând cont că sunt ultimul an, prioritar este bacul, rămâne să mă mai gândesc. Cu ajutorul lor, tu, oarecum, un bagaj de cunoștințe, îți dezvolți și vocabularul și te dezvolți pe tine însuți. Spune-mi, te rog, dacă tu vei mai participa la Olimpiade sau dacă ai participat și ce rezultate ai avut? Am participat, am avut locul 3, dar nu știu dacă aș mai participa pentru că vreau să mă axez pe BAC. De asemenea, calendarul cuprinde și lista unităților școlare unde vor fi organizate aceste concursuri. Suntem și gazdă a unor olimpiade județene. Vom găzdui pe 24 februarie Olimpiada de Lingvistică, în 16 martie Olimpiada Județeană de Istorie și vom vedea dacă vom mai fi stabiliți ca centru. Au intrat deja și elevii și cadrele didactice în febra pregătirilor și sperăm să fie cât mai mulți concurenți, pentru că olimpiadele sunt până la urmă o probă în devenirea elevilor noștri și trebuie ținut seama și de faptul că participanții la olimpiade și cei care au rezultate se regăsesc între beneficiarii de burse. Toate concursurile școlare care se organizează sunt avizate de către Ministerul Educației, iar diplomele primite sunt recunoscute. Pe site-ul Ministerului Educației Naționale a apărut ordinul prin care se aprobă olimpiadele și concursurile naționale. Nu sunt numai olimpiade școlare, sunt și concursuri destul de multe, atât cu finanțare de la minister, cât și fără finanțare de la minister. Avem 70 de poziții de olimpiade școlare pe diferite discipline, peste 40 de concursuri, poziții, concursuri finanțate de Ministerul Educației și peste 100 de concursuri aprobate care nu au finanțare de la Ministerul Educației, dar se pot finanța pe plan local. Reprezentanții Ministerului au precizat că lista calendarelor, concursurilor și olimpiadelor școlare urmează să fie completată cu cea a competițiilor sportive școlare.